Ok. O să facem un exercițiu un pic mai complicat, dar nu foarte complicat. Și vom avea în felul acesta. Vom avea două planuri definite de următoarele puncte. Avem planul P definit de punctele PX, PY, PZ cunoscute, da? Unde PX este de coordonate 140, aveți A3-uri la voi, da? Desenați pe A3? Da. În regulă. 140, 0, 0, pe Y de coordonate 0, și pe Z de coordonate 0. Mă gândeam la 0, 0, 150. Da? Deci acesta este un plan definit foarte clar de cele trei puncte. Deci n-ar trebui să fie o problemă să le reprezentăm. Mai avem de asemenea încă un plan determinat de următoarele puncte Q, determinat de punctul QX cunoscut QY cunoscut și punctul I. Unde I este egal cu intersecția dintre dreapta AB, intersectată cu planul P. Iar AB este determinată de punctele A de coordonate hai să spunem mai bine ca să fie mai simplu V, deci urma frontală a dreptei de coordonate 110, 0, evident, este pe planul frontal, punctul respectiv, și înălțimea de 20 și 5. Cel de-al doilea punct care determină dreapta AB este urma laterală W mare de coordonate 0. Depărtarea este 150. Iar înălțimea este de 120. Da? Cam atâta. Se cunoaște și se cere, bineînțeles, determinarea
punctului I sau reprezentarea punctului I și reprezentarea planului Q. Da? Deci aceste două subpuncte, practic. Iar aici putem adăuga să se precizeze triedrele parcurse de intersecția celor două planuri. Da? Determina sau să le reprezentăm pe Q, trebuie mai întâi să determinăm, să reprezentăm dreapta AB, să intersectăm dreapta AB cu planul B, să determinăm pe I, așa? I determinat aici, îl folosim și reprezentăm planul Q, după care facem intersecția celor două. Haideți să vedem dacă reușim. Începem cu reprezentarea sistemului de referință. Avem axele OX, nu le mai notez, că sigur o să se suprapună notațiile peste ceea ce desenez, dar voi puteți nota OX, O minus Y1, Y1 minus X, axa minus ZY și Z minus Y. Pe acest sistem de referință nepură, reprezentăm datele problemei. Începem cu ce se cunoaște foarte clar. Da? Începem cu planul P. Și o să vă rog să faceți acest lucru de fiecare dată. Deci, nu încercați să puneți alte elemente decât în ordinea care vi se dă și este foarte clar ce aveți de reprezentat. Da? Deci începe să desenați cu ceea ce se cunoaște și este foarte clar dat în enunț. Deci avem pe X de coordonate 140. Pe Y de coordonate 0, 100. Nu o să mai notez chiar toate punctele și toate proiecțiile anumitor elemente cu culori colorate, ci doar elementele importante, astfel încât să le putem vizualiza mai bine. Și avem pe Z cu înălțimea de 150. Mai putem mișora, dacă vreți. Haideți să luăm 100... Sau ați reprezentat în cape, pe foaie? Nu, 140 atunci să fie. Thank you.
Bun. Dacă avem cele trei puncte, putem să reprezentăm planul P. Corect. Urmele planului. Da? Și vom avea urma orizontală dată de cele două puncte PX, PY, urma verticală determinată de PX, PZ, și ca să reprezint urma laterală, va trebui să rabat pe Y, pe planul lateral de proiecție devenind pe Y1. După ce fac rabaterea, unesc pe Y1 cu PZ pe planul lateral de proiecție și obțin urma laterală pe W. Haideți să le și notăm, astfel încât să nu ne încurcăm. O să vă rog să mai prelungiți un pic, fie în partea de sus unde aveți spațiu pe foaie, fie în partea de jos, și să treceți notațiile acestor urme. Deci avem pe H mare, pe V mare și pe W. Bun, până aici este foarte clar, nu? Deci am reprezentat planul P. Trecem mai departe. Vrem să reprezentăm planul Q. Putem reprezenta cele două puncte, dar punctul I trebuie să-l aflăm. Mergem mai jos, da? Și avem aici relația respectivă. I este intersecția dintre dreapta AB și planul P. Nu cunosc dreapta AB, trec mai jos și aici am definită dreapta AB. Iau și reprezint dreapta AB. Nu? Determinată de cele două urme. Urma verticală V mare de coordonate 110 iar înălțimea 25 o să vă rog să modificați, puneți 20 coordonata punctului V, VZ se află la 20 de unități sau 2 cm la intersecția liniilor de ordine din cele două coordonate voi avea punctul V mare AB, o să-i spunem, care este identic cu V prim mic AB, da? Cu proiecția sa pe planul frontal. Proiecția orizontală a acestui punct, unde se află? Că dacă îl proiectăm pe planul orizontal, se va afla chiar pe axa
o x, da? Deci chiar în Vx. Și atunci Vx este identic cu V mic AB. V mic AB unde se proiectează? Pe planul lateral. Chiar în origine, fiind VY, coordonata pe axa Y, fiind situat pe planul frontal de proiecție, depărtarea este 0. Deci, pe planul lateral se proiectează chiar în origine. Deci aici vom avea VY. VY se rabate, practic, pe planul lateral de proiecție și devine VY1. Cele două sunt identice în origine, după care ridic linie de ordine în planul lateral până intersectează linia de ordine din VZ. Și înseamnă că VZ este identic cu V secund. Și am determinat toate cele trei proiecții ale punctului respectiv. Trecem mai departe. W mare. Urma laterală a dreptei AB. O reprezentăm, este un punct situat în sistemul de referință. Avem coordonatele, deci putem să reprezentăm direct acest punct. Abscisa este 0. Depărtarea este 150. La mine încape. Nu încape, mai puneți o hârtiuță, mai lipiți în partea de jos. Nu mai modific acum coordonată. Deci aici avem W Y. Coordonata pe axa Y. Iar pe OZ avem 120. Înălțimea acestui punct. WZ. Trebuie să aflăm proiecția laterală. Cum aflăm acel W mare? Punctul respectiv de pe planul lateral. Putem să reprezentăm, știind doar aceste coordonate, mai trebuie să facem o operație cu ele, nu? Se rabate WY pe planul lateral de proiecție. Sau măsurăm direct coordonata fiind aceeași valoare. Fiind pozitivă, WY se rabate în sensul pozitiv al axei OY1. Da? Am ajuns pe planul lateral de proiecție. Ducem linie de ordine în planul lateral. Iar din VZ procedez la fel. Tot în planul lateral sunt sau măsori valoarea de 120 pe linia de ordine. Iar aici voi avea W mare AB, care este identic cu W mic secund. Proiecția frontală a acestui punct. Dacă de pe planul lateral proiectez W mare, unde se proiectează? Chiar pe axa OZ, chiar în punctul WZ, deci aici voi avea o identitate cu W prim. O să-i pun. Și ar trebui să aflu și proiecția orizontală. Nu se află. Această proiecție orizontală a punctului WAB. În WY.
Este corect. Este identic cu WY, de fapt. Proiecția orizontală a urmei laterale. În spațiu, punctul nostru, dacă revenim cu planul lateral în poziția inițială, da? De triedru, punctul nostru s-ar afla exact pe poziția asta, dar undeva mai sus, la înălțimea respectivă. Și el se proiectează pe planul orizontal de proiecție. Bun. Am reprezentat toate proiecțiile celor două puncte ce determină dreapta. Ce facem mai departe cu ele? Le unim, da? Unim proiecțiile de aceeași natură. Cu alte cuvinte, ca să aflu proiecția orizontală a dreptei AB, unesc V mic cu W mic. Da? Uniindu-le, obțin proiecția orizontală a dreptei AB. Mai departe, unesc VAB cu W'. Sau V' mic cu W mic prim. Și aici... Sper să nu vă dea o dreaptă paralelă cu PV mare. Nu vă dă, nu? Da. Bun. Haideți să dăm și o denumire. Ca să știm ce drepte sunt acestea. Deci aici avem A mic, B mic. Aici vom avea A prim, B prim. Sau îi dăm o denumire alfa, alfa mic, alfa prim și așa mai departe. Nu contează ce denumire folosiți. A secund, B secund. Bun. Până aici este foarte clar, nu? Am aflat dreapta AB. Trebuie mai departe să aflu intersecția dintre această dreaptă și planul P. Nu? Ca să pot determina punctul I mai departe. Cum aflu acest punct? Pardon, n-am reprezentat... Da, am greșit eu. Asta este PW. Iar prin unirea V mic secund cu W mic secund vom avea proiecția laterală a dreptei AB. A secund, B secund. Bun, această dreaptă trebuie să o intersectăm cu planul P. Cum procedăm? Te-am văzut ora trecută cum ar trebui să procedăm. Trebuie să folosim un plan auxiliar. Ce trece prin dreapta noastră AB este de poziție particulară, fie vertical, fie plan de capăt. Da? Iar acest plan auxiliar îl intersectăm cu planul P, rezultând o dreaptă, iar dreapta respectivă de intersecție o vom intersecta cu dreapta AB, rezultând astfel punctul de intersecție dintre dreaptă și plan. Da? Haideți să vedem cum facem, încă o dată. Deci mai întâi trebuie să alegem un plan de lucru. Un plan auxiliar. Vertical sau de capăt. Voi ce alegeți? Planul vertical ar trebui să treacă prin proiecția orizontală. Da? Practic, urma orizontală a planului vertical se suprapune peste proiecția orizontală a dreptei AB.
Planul de capăt este un plan perpendicular pe planul frontal. În momentul când trasăm un plan frontal, prin A, prin B, prim, va trece urma frontală a planului de capăt. Ne uităm pe desen și vedem care ar fi mai avantajos de lucrat. Planul de capăt. Și observ că aici am o intersecție destul de depărtată așa de desen, care mi-ar induce un punct în afara planșii voastre. S-ar putea. Aș prefera să lucrez cu un plan vertical. Deci prin dreapta AB puteți să vă notați lucrurile astea. Când revizuiți cursurile și le revedeți, vă aduceți aminte mai ușor. Deci prin dreapta AB ducem un plan vertical. Un plan auxiliar vertical. Asta ce înseamnă? Tocmai am spus că urma orizontală a acestui plan auxiliar, să-l numim R. Da? Urma orizontală a acestuia va trece prin proiecția orizontală a dreptei AB. RH. Da? Bun. Trebuie să realizezi intersecția dintre planul R vertical și planul P de poziție oarecare. Asta ce înseamnă? Că trebuie să știu intersecția urmelor de aceeași natură a celor două planuri. Urma orizontală a planului R o cunosc, da? Pentru că planul este vertical și se suprapune această urmă cu dreapta, cu proiecția orizontală a dreptei AB. Cunosc urmele planului P, pe toate, da? Același lucru trebuie să fac și pentru planul R. Să trasez urmele. Am urma orizontală, urma verticală cum arată? Păi, planul frontal este tot un plan vertical. Este perpendicular pe planul orizontal. Da? Și avem intersecția două planuri verticale. Acesta este planul orizontal. Indiferent cum poziționez acest plan în spațiu vertical, dreapta noastră de intersecție cum va fi? Perpendiculară pe axa OX. Nu? Deci, indiferent cum poziționez, întotdeauna intersecția dintre două planuri verticale determină o dreaptă verticală perpendiculară pe axa OX. Lucru care se întâmplă și aici. Deci, în punctul acesta, unde intersectează axa VX, care este identic și cu R mare X, da? Sunt multe identități în acel punct. Din RX duc linie de ordine în plan frontal și trasez RV. Da? Urma frontală a planului vertical auxiliar ce trece prin dreapta AB. Ce fac mai departe? Intersectez urmele. Da? Pot să trasez și... Haideți să reprezentăm și urma laterală a acestui plan vertical. Planul lateral cum este? E tot un plan vertical, nu? Tot perpendicular pe planul orizontal. Deci, și această intersecție dintre planul auxiliar RX și planul lateral va fi tot o dreaptă verticală. Dar de această dată va trebui să o reprezint în planul lateral. Nu? Prelungesc RH până intersectează axa OY în același punct de aici. Deci acest punct este chiar punctul R mare Y.
se rabate pe planul lateral de proiecție în RY1, iar pe planul lateral trasez urma RW mare, urma laterală. Credeți că e o întâmplare că urma dreptei AB este situată chiar pe urma aceasta? Nu e o întâmplare, da? Deoarece am dus planul exact prin dreapta noastră, prin AB. Și atunci, implicit, urmele dreptei conținute de plan sunt situate pe urmele planului. De aceeași natură. Deci nu e o întâmplare că se întâmplă acest. Bun. Deci mai departe. Intersectăm R cu planul P. Determinăm, practic, intersecția urmelor de aceeași natură. Intersecția lui R H cu PH este acest punct. Da? Îl marcăm, este un punct important. Reprezintă urma orizontală a dreptei de intersecție dintre cele două planuri. Să-i spunem H mare. Da? Descompunem acest punct pe toate cele trei planuri de proiecție. H mare identic cu H mic. Avem H prim care se proiectează pe planul frontal, chiar pe axa OX. Descompunem pe axa OY și obținem coordonata HY. HY obținut se rabate pe planul lateral. Din HY se transformă în HY1, care este identic cu H secund. Și avem toate proiecțiile urmei orizontale. Trecem mai departe, intersectăm urma verticală RV cu urma verticală PV. La intersecția celor două urme, voi avea de asemenea un punct important, și anume V mare, care este identic cu V prim, urma dreptei sau urma frontală a dreptei de intersecție dintre R și P. Bun. Mai departe, descompunem pe cele trei planuri de proiecție. Avem o identitate foarte mare de puncte aici. V mare de aici se suprapune peste Vx, peste multe alte puncte, da? Dar proiecția orizontală a punctului V mare este chiar în acest punct, da? După aia, avem proiecția laterală. Descompunem pe planul frontal de proiecție. Ducem linie de ordine și așa mai departe. Determin VZ, care este identic cu V secund. Avem proiecția frontală, proiecția orizontală și proiecția laterală. Punctului avem toate punctele, toate proiecții. Da? Mai fi 2, metru 2. Mai avem unul. Mai avem unul, dar ăla se referă la V mare AB. Da? Ar trebui să avem mai multe notații. Dacă vreți voi să identificați punctele altfel, o puteți face, dar eu încarc foarte mult cu litere de senul și nu se mai vede. Aș prefera să nu îl încarc. Da? Bun. Ce facem mai departe? Avem două urme acestei drepte. Putem trasa dreapta
Putem, nu? Unim proiecțiile de aceeași natură a celor două puncte. Da? Chiar dacă sunt urme, ele sunt două puncte situate pe dreapta. Și atunci unim proiecțiile de aceeași natură a celor două puncte. Și avem V' unim cu H'. Și obținem proiecția frontală a dreptei de intersecție. Un groș, așa, să se vadă mai bine. Cel puțin zona care se află în triedrul 1. Nu, asta este intersecția dintre R și P. Da? Haideți să notăm așa mai bine. R intersectat cu P. Proiecția frontală. Ar trebui să-i dăm o denumire, dar ne încurcăm ea. Bun. V secund, nu cred să unim cu H secund. V secund se unește cu H. H secund. H secund. A, este aici. Da. Da, m-am încurcat. E clar. Sper să mă faceți și voi. Deci aceasta este intersecția dintre P și R secund. Ar trebui să-i dăm o denumire, dar poate o vedem mai bine așa. Iar proiecția orizontală se suprapune peste proiecția orizontală a dreptei AB. Bun. Ce facem mai departe cu această dreaptă de intersecție? O intersectăm cu dreapta AB. Da? Deci, practic, dacă facem o schemă alăturată, avem planul de poziție oarecare P. Da? Puteți să faceți și astfel de schițe, desene. Am intersectat un plan vertical. Mai întâi avem o dreaptă care are poziția orizontală în așa fel. După aia am intersectat această dreaptă ce trece prin planul respectiv vertical. Da? Deci avem planul R, vertical, planul P. Cele două se intersectează după această dreaptă, în spațiu. Iar dreapta noastră AB are o poziție de acest fel. Și aparține planului P, pardon, R, da? Că prin ea am dus planul auxiliar R. Cele două drepte vor trebui să intersecteze în acest punct. Da? Și atunci intersectez dreapta de intersecție dintre planul P și planul vertical R cu dreapta prin care am dus planul R auxiliar. Da? Și obțin acest punct care este punctul I, de fapt. Ok? Cam asta este ideea în spațiu. Haideți să vedem în epură.
realizăm acest lucru. Deci intersectăm pur și simplu dreapta aceasta de intersecție dintre P și R cu dreapta AB, care o avem aici. Da? În toate cele trei proiecții. Cele două se intersectează fiind coplanare. Da? Sunt în același plan. Și atunci sigur se vor intersecta. La intersecția celor trei proiecții vom avea punctul I. Da? Aici este I prim. Ducem linie de ordine din I prim până în proiecția orizontală a dreptei AB, care se suprapune peste proiecția orizontală a dreptei de intersecție P și R. Deci aici vom avea punctul I. Și probabil, dacă descompunem, și mai mult ca sigur, descompunem pe axe ca să aflăm I secund. Aici este I Y, se rabate. Devine I Y1. Ducem linie de ordine și observăm că linia de ordine se intersectează chiar în această intersecție. Care este I secund. Duc linie de ordine în plan lateral. Din I secund, aflu IZ și mai departe ar trebui să fie pe aceeași orizontală cu I prim. Da? Iar acesta este punctul de intersecție dintre cele două drepte, dreapta AB și dreapta de intersecție dintre planul P și planul R. Deci avem și punctul I aflat. De-abia acum putem să reprezentăm planul Q. Da? De asta am spus că e un pic cam complicată problema pentru examen, dar o să aveți ceva asemănător de intersecție dintre două planuri, dar nu așa de greluță. Bun. Haideți să continuăm. Deci avem I aflat în toate cele trei proiecții ale sale. Avem QX și YX. Pardon, invers. QY și QX, care ar trebui cunoscute, nu? Nu le avem? Nu. Deci ele sunt cunoscute și le facem cunoscute acum. În ordinea în care le reprezentăm. QX este de coordonate (30, 5, 0, 0), iar QY este de coordonate (0, 60) sau e prea mult 60? Puneți 50. 0.
Da? Acestea sunt niște puncte știute. Cele două puncte, împreună cu punctul I, determină planul Q, pe care trebuie să-l aflăm. Încercați să faceți abstracție de ce am desenat până acum. Da? Ne trebuie doar, efectiv, punctul I. Da? Și planul P, cu PH, PV, PV și PW. Da? Aceste urme sunt importante pentru că, în continuare, planul P se va intersecta cu planul Q. Avem QX de coordonate 35. (0, 0) După aia Q, Y o să vă rog să puneți să revenim la 60. Da? Mă scuzați, dar se suprapun iar niște puncte și nu aș vrea acest lucru. Q, Y este aici. O să rabat QY pe axa OY1 și obțin QY1 iar acum pot să trasez urma planului, urma orizontală a planului, nu? Urma orizontală este aceasta. QH. Mai știu că punctul I este situat în planul Q. Da? I este situat în planul Q. Face parte din planul Q. Ce ar trebui să fac? Ca să pot să determin urma verticală. Știm că punctul I este situat în planul Q. Tragem din I ori din QX? Cum ar trebui să procedez? Practic am această situație în spate. Am o urmă și am un punct situat la întâmplare. Da? Și trebuie să realizez un plan determinat de aceste puncte. QX, QY și punctul I din spațiu. Cum procedez? Prin două puncte, corect. Da. Plan determinat de două drepte. Da? Și atunci am o dreaptă care este conținută de plan și mai trebuie să construiesc o altă dreaptă. Conținută de plan și intersectată cu aceasta. Practic ar trebui să refac triunghiul respectiv și să aflu urma verticală, da, acestei drepte ce trece prin I sau urma verticală, urma verticală deja o știm, urma laterală, e mai complicat asta, a dreptei ce trece prin I, da? Și intersectează planul lateral undeva sus de tot, aici. Deci ne-ar ajuta să cunoaștem urma verticală a acestei drepte. I, Q,
QY. Da? Construiesc dreapta IQY, iar această urmă se va afla pe urma verticală a planului din care face dreapta parte, nu? Și atunci unesc QX cu urma verticală obținută aici. Nu este foarte complicat. Trebuie doar să vă imaginați. Da? Deci unesc QY. Bineînțeles, pot face o sumedenie de alte drepte, da? Pe dreapta asta pot să mai aleg un punct întâmplător și să duc altă dreaptă căreia se aflu urma laterală, de exemplu. Și așa mai departe. Dacă aflu urma laterală, pot să trasez unim cu QY urma laterală a planului Q, respectiv. Da? Pot să am o groază de alte scenarii. Noi o să alegem pe cel mai simplu. Deci construim dreapta IQY în proiecție orizontală și verticală, nu ne trebuie mai mult. Unim I în proiecție orizontală cu QY de aici. Și îi aflu urma verticală a acestei drepte. Prelungesc QYI până intersectează planul frontal de proiecții. Nu mai notez punctul respectiv. Și duc linie de ordine în plan vertical. Iar această linie de ordine se va intersecta cu prelungirea dreptei în proiecție frontală, a dreptei I' și QY', care este chiar originea, nu? De fapt. Și unesc originea cu punctul I'. Iar la intersecția cu linia de ordine, adică aici, voi avea acea urmă verticală. Cea de aici, V. Da? Să-i spunem V3. V3 este situată pe urma verticală a planului Q. Deci unesc V în proiecție frontală cu QV sau QX, pardon, de aici. Și obțin urma verticală a planului Q. QV, da? QV determinat de V3 de aici și origine. Pardon, și QX. Deci aceasta este dreapta QV. Deci urma verticală a planului Q, urma orizontală și ne mai trebuie urma laterală. Putem afla urma laterală? Direct? Am putea afla dacă știm QZ. Da? Unim QZ cu QY1. QY1 se află aici, deci ne mai trebuie QZ. QZ unde se află? VZ. Pe VZ, pardon, pe OZ, da, la intersecția dintre
QV și axa OZ. Adică prelungim QV până intersectează axa OZ chiar în Q mare Z, cel de-al treilea determinant al planului, iar acest QZ se unește cu QY1 pe planul lateral de proiecție, obținându-se astfel urma QW. Puteți îngroșa zona care trece prin triedrul 1. Am greșit, nu? Nu, aici trebuie să fie QY1. Deci trece chiar prin acest punct. Bun, avem urmele celor două planuri, P și Q. Puteți să le urmăriți, puteți să le îngroșați un pic mai mult, ca să le puteți urmări. Deci QW, PW, QH, PH, da? Și avem QV și PV. Da? Aici o să fie o intersecție mai dificil de reprezentat. Bun. Și ce facem mai departe? Intersectăm urmele de aceeași natură, nu? Intersectăm QH acesta cu PH, da? Și obținem urma orizontală a dreptei de intersecție dintre cele două planuri. De aici. Cele două se intersectează aici, nu-i așa? Și aici este punctul cel mai important, H. Să-i spunem P intersectat Q. Bineînțeles, acest punct se descompune. Obțin HX, HY, HX este negativ, din câte vedeți. Bine, nu mai desenez eu, că s-ar putea să încarc chiar desenul. Dar ca idee, acesta este urma orizontală a dreptei de intersecție dintre P și Q. După aia, la intersecția urmelor frontale, QV cu PV, vom avea V mare, urma frontală acestei drepte de intersecție. Sunt multe puncte acolo, din păcate. Iar la intersecția urmelor laterale QW și PW vom avea W mare, urma laterală a dreptei de intersecție.
adică W mare și o să-i spun P intersectat cu Q. Ați reușit să păstrați ritmul? Da. Unii dintre voi, nu? V-am mai încurcat și eu un pic. Sper că nu mult. Ați avut un timp de respiru. Bun. A trebuit să trasăm proiecțiile drepte, da? Proiecții determinate de urme. Cum procedăm? Păi descompunem, proiectăm punctele respective pe toate cele trei planuri, după care unim proiecțiile de aceeași natură a celor trei puncte. V mare de aici se proiectează pe planul orizontal, în acest punct. Un V mic, iar acest punct V mic se va uni cu intersecția aceasta, H mare, sau care este identică cu H mic. Și o să fac cu alb, ca să se vadă mai bine, dreapta, de care avem noi nevoie. Aceasta este proiecția orizontală. Proiecția frontală este determinată de, odată, punctul V mare, urma frontală și un alt punct. Proiecția orizontală a urmei, pardon, proiecția frontală a urmei orizontale, care se află chiar aici, pe axa OX, prin descompunerea pe axa OX a punctului H mare. Deci aici vom avea, practic, H prim care se unește cu V mic prim, de aici, și se obține proiecția frontală a dreptei. P intersectat cu Q prim. Și mai avem intersecția celor două urme, adică V mare, W mare, da, care este urma laterală și a dreptei de intersecție. Și ne mai trebuie proiecția laterală a urmei frontale. Proiectez pe planul lateral V mare, adică aici. Aici vom avea V secund, practic, și unesc V secund aici cu punctul respectiv, obținând proiecția laterală a dreptei. Adică P intersectat cu Q secund. Și am rezolvat exercițiul. Ați reușit până la urmă? Bun. Haideți să reluăm. Refacem un pic logic tot traseul. Pentru că la sfârșit s-ar putea să nu mai avem în vedere așa imaginea de ansamblu. Ce am făcut? Deci, în primul rând, am reprezentat planul P și am reprezentat planul prin urmele sale, PV, PH și PW. Da? Aceasta. După care, am vrut să reprezint planul Q, dar n-am reușit pentru că nu știam punctul I. Am vrut să reprezint punctul I, dar a trebuit să reprezint mai întâi
dreapta AB și să rezolv intersecția dintre AB și P. Da? Deci am trecut la direct la reprezentarea dreptei AB. Am reprezentat dreapta AB prin cele două urme definite în toate cele trei proiecții, după care am intersectat dreapta AB cu planul P utilizând acel plan auxiliar vertical R, da? Și am determinat punctul I, punctul de intersecție dintre dreapta AB și planul P, da? Utilizând acea intersecție dintre planul auxiliar vertical R și planul P. Da? Cred că aici este dificultatea mai mare. Că a trebuit să selectez acest plan auxiliar odată, să-l intersectez cu planul P, rezultând o dreaptă de intersecție, iar această dreaptă de intersecție am intersectat-o cu dreapta AB din spațiu. Adică aceasta. Obținând punctul I. Da? În acest mod. Bun. Odată determinat punctul I, am introdus punctul I în definirea planului Q cu ajutorul a două drepte concurente conținută de planul Q, am putut să determin urmele planului Q. QV, QH, da? Și QW, acestea. Știind urmele planului Q, planului P, am reușit să fac intersecția dintre